Domnule Mirițescu, fermierului îi se cere mai nou să fie prieten cu mediul. Nou til, minimum til și respectiv a lăsa organismele să lucreze pentru, pentru teren. Cum vedeți? Da, este o direcție în care trebuie să mergem, în sensul că Până în acest moment, terenurile noastre, an de an, s-au degradat. Terenurile noastre au pierdut din materia organică, s-a redus conținutul de humus. Știu fermieri care avea un conținut de humus de 4% și acum au 2,5-3% maximum. În condițiile acestea, dacă noi continuăm să exportăm masă vegetativă, să exportăm producție, fără să venim cu nimic nou în agricultură, noi sărăcim și mai mult solul. Și trebuie să ne gândim că acest sol trebuie să rămână pentru generațiile viitoare. Practic, trebuie să reducem poluarea solului. În lume se discută de poluarea solului, poluarea apei, poluarea aerului. Fără sol, noi nu putem trăi, fără apă, noi nu putem trăi și, în ultimul rând, fără plante, nu putem trăi. Deci, în momentul în care noi vrem să mergem către o agricultură durabilă, sigur se ia în calcul și lucrurile non tiligi sau minim tiligi, dar important este să aducem un aport de materie organică în cadrul câmpurilor noastre. Și această materie organică o aducem fie prin resturile vegetale pe care le tocăm și le introducem în sol, fie prin plantarea sau, mă rog, semănatul de culturi verzi care apoi să fie introduse în sol. În felul ăsta, Îmbocățim solul în materie organică și putem crește fertilitatea solului. Sigur că dacă ne gândim numai la faptul că băgăm materie organică în sol, nu am rezolvat problema. Noi trebuie să venim și cu bacterii care degradează aceste resturi organice și le transformă în, în elemente nutritive, le transformă în humus, în așa fel încât să creștem fertilitatea solului. Fără aceste situații, nu vom putea îmbunătăți solo. Dar acum, și cu lucrările minimuntilici sau non sunt în discuții câteva sunt direcții diverse. câteva direcții. Mă referim în primul rând la minimuntilici. Merge foarte bine pentru cereale, pentru culturile care se seamănă toamna, dar totuși pentru culturile care se seamănă primăvara. Unde am o înrădăcinare mai profundă, unde am nevoie de o stabilitate a plantei mai pe perioada vijelilor mai bună, atunci prefer să merg cu o scarificare, prefer să merg cu un, un arat, să introduc resturile vegetale în, în sol. Dar uh, depinde de la o fermă la alta, depinde de condițiile meteo de la o, o, o zonă la alta. Uh, nu poate fi uh, generat ceva acolo. valabil pentru toată lumea și aici mă refer și la faptul că în momentul în care uh, discutăm de această încărcătură de buruieni care spuneam mai devreme, de preferat ar fi să le încorporez, dacă le încorporez, acele buruieni o parte din sămânță distrug, o parte din sămânța care a fost în împrofuzibilă aduc în stratul de la suprafață și pe timpul iernii ar putea să înghețe și în felul ăsta să diminueze încărcătura de, de buruieni. Un alt aspect care l-am sesizat în câmp, și fermierii mai în vârstă pot să vă vadă, în momentul în care avem un atac masiv de, de șoareci în câmp, dacă eu fac minim utilici, nu rezolvă problemă. Dacă ar, în momentul acela, reduc cu până la 80% numărul de, de indivizi de șoareci pe suprafață. Este o chestie foarte interesantă. În spatele plugului întotdeauna s-au văzut pescăruși, s-au văzut alte păsări care practic vânează acești șoareci și reduc, adică în schimb, în loc să fac un tratament cu produse chimice, aleg această variantă care este mai ecologică și partea cealaltă îmi incorporez și resturile vegetale. Nu este un beneficiu pentru fermier? Sigur că venim către zona de apă, de aportul de apă, de pierderea apei. La culturile de, care se seamănă toamna la cereale, sunt de acord. Aplicarea unui minim utilici sau non-utilici este perfectă. Dar în momentul în care fac arătură în toamnă, această rătură îmi, îmi magazinează apa. Îmi, e, îmi reduce duce în straturile se duce în profunzime, îmi, îmi blochează evapotranspirația la anumite momente și dacă eu vin și mă aplic în uh, toamnă sau chiar primăvara de vreme o lucrare cu uh, discul de așezare a terenului, e suficient, pot doar să mă duc să semăn. Deci reduc și prin această activitate, reduc numărul de intervenții, dar pe partea cealaltă am anumite avantaje care, care le-am prin această lucrare de arat și vreau să vă spun că de ce susțin treaba asta, poate că unii din colegii mei mă vor, uh, uh, cum se contrazice, dar uh, am avut caz în momentul în care am semănat floarea soarelui în arătură, am avut o vijelie cu peste 30 de litri de apă pe... Uh, Metru pătrat căzută în într-o jumătate de oră, da. în arătură a rămas perfect Așa. în picioare, și zona semănată în uh, discuit, în uh, minimum tilici, au căzut plantele. Au fost pur și simplu dezrădăcinate, în condițiile în care au fost uh, aplicată numai lucrarea de, de uh, minimum tilici, de practic am semănat în uh, miriște. Deci, sunt foarte mulți fermieri, trebuie să înțelegem că sunt foarte mulți fermieri care recunosc avantajele plugului. E o pledoarie pentru a îmbina cele două feluri. Uh, aici noi... vreau să ajung eu. Vă rog. Vreau să spun faptul că uh, eu am o vorbă învățată de la un vecin al meu. Nici toate ale popii, nici toate ale doctorului. <laughs> și așa trebuie îmbinat și la noi. Nici uh, toată metodologia non tilici pentru că sunt zone din fermă unde pot să aplic nontilici, nici toată metodologia ratului unde sunt, sunt zone în care pot să-mi permit aratul sau uh, zone în care pot să fac mai multe lucrări. Și asta depinde foarte mult de, de tipul de sol, de umiditate, de posibilitățile mele, inclusiv și de, de bani alocați. Pentru că toate astea se leagă și eu ca fermier trebuie să-mi cunosc sola. Terenul, dacă nu-l cunosc, n -am, pot să fac greșeli. În loc să, să aduc o îmbunătățire a structurii, de fapt aduc o răutățire a acesteia. Și pre, acum revin la, la plug și spun că prin asta facem și o structurare a solului mai bună. Ceea ce în ultimul timp nu se mai ține cont de ea. Se spune doar numai mergem minimul în tilici, pentru că rămâne deasupra, nu se încorporează, nu se intră în profunzime, nu se face mai nimic. Da, sunt, v-am spus, sunt păreri și păreri. Nici... Și revin la ideea. Nici toate ale popii, nici toate ale doctorului. Așa este, nu există niciodată o soluție bună pentru toată lumea. Și... Anul acesta au fost dăunători mai mulți decât în anii trecuți. Fermierii pe care i-am întâlnit s-au plâns de afide, s-au plâns de, de, de niște uh, situații pe care nu le-au mai întâlnit. Da, într-adevăr, anul acesta cei care au aplicat un singur tratament nu au putut să facă față atacului masiv de afide, de tanimecus și de alți dăunători. Ca urmare, noi în acest câmp am făcut 3 tratamente cu insecticide, în alții ani făceam maxim 2, anul acesta a fost devoit să facem 3 pentru că am avut o invazie fantastică de afide. În primăvară, mai devreme, am avut atac de Tanimecus, care mânca la grâu, pur și simplu golea suprafața de grâu. Nu am pomenit un asemenea atac în ultimii ani. Deci, stresul la care au fost supuse plantele din cauza secetei a fost acționat și de, sau mă rug, amplificat și de acest stres datorită atacului de dăunători. Iar cei care nu au făcut tratamente au, vor avea pierderi la, la recoltare între 20 și 40, chiar 50%. Trebuie să vorbim fermierilor, telespectatori și nu doar lor, cred că lumii întregi, că uh, lipsa tratamentului seminței, lipsa neonicotinoidelor din tratamentul semințelor, lasă fermierii, lasă lumea întreagă fără jumătate din potențialul producției. Pentru că, iată, Tanimecus nu mai atacă doar floarea și porumbul, suntem la greu pentru că vă, mă uit la dumneavoastră, ca la un fermier, așa cum faceți aici. Aveți grijă de, un, de, de platformă și de plante. Da, lipsa tratamentului cu neonicotinoide afectează foarte mult. Și, totuși, în acest moment, la nivel mondial, nu sunt studii clare care să arate că neonicotinoidele afectează albinele. Și de ce spun aceasta? Pentru că discutăm de o, o treabă foarte simplă. Noi tratăm sămânța, dacă ne referim la griu, în uh, august-septembrie, dacă ne referim la porumb sau floarea soarelui, tratăm în uh, ianuarie-februarie. Bun, până la um, apariția polenului, atunci când considerăm că albinele intră în, în contact cu polenul, la porumb în special și floarea soarelui, Durează câteva luni de zile. Oare nu cumva tratamentele care se fac ulterior în cadrul câmpului pentru protecția asupra tanimecusului, pentru protecția afidelor și uh, alte insecte, nu cumva afectează mai mult albinele decât tratamentul la sămânță? Nimeni n-a venit să spună că tratamentul aplicat direct pe sămânță la concentrația normală, la uh, dosele recomandate, Afectează albinele. Doar s-au vehiculat teorii. Dar teoriile acestea, cel puțin eu, ca și uh, inginer agronom, nu cred că acestea afectează mai mult decât un tratament făcut în, înainte de înflorire la soarelui sau un tratament înainte de înflorire la, la rapiță. Chiar dacă discutăm de tratamente cu. Produse prietenoase cu albinele. Nu toată cantitatea respectivă intră în plantulă, nu toată cantitatea respectivă afectează sau ajunge până la, până la polen. Din cauza aceasta, personal, cred că interzicerea neonicotinoidelor este un regres al agriculturii, mai ales în condițiile în care, în momentul ăsta, avem nevoie de mai multă hrană ca oricând.